Cătălin, ai marcat în primul meci, iată vine o deplasare mai grea la Deva, cum va fi partida? Noi sperăm să câștigăm, ne-am pregătit foarte bine săptămânile acestea două și mergem să venim cu puncte. V-ați integrat ușor aici la Fileș? Da, da, foarte ușor și colegii foarte prietenoși. Sperăm să câștigăm. Aveți un loc, un lot de primele șapte, așa cum este obiectivul echipei? Noi zicem că da. Acum să vedem după cum vor veni și rezultatele.